Bună ziua, stimați telespectatori, din nou la Vama Vremii. Astăzi cu o tânără absolut remarcabilă. Sunt, bineînțeles, foarte încântat că am lângă mine un tânăr, cum doresc de cele mai multe ori. Așadar, Gabriela Irina Bădiloiu este la mine aici, în direct, la Vama Vremii. Gabriela Irina Bădiloiu, elevă de clasa a 12-a deocamdată la liceul Mihalache din Topoloveni. Bine ai venit la noi! Știu despre ce e vorba, foarte puțin am discutat înainte, trebuie să afle și cei care ne urmăresc. Te-am anunțat, am spus vino, ți-am trimis un link cu niște emisiuni, probabil că știi că ăsta este genericul emisiunii la Vama Vremii. Sunt foarte fericită că am primit această invitație, vă mulțumesc. Am fost onorată să aud propunerea din partea dumneavoastră și, sincer, mulțumită și mândră să mă aflu printre atâtea personalități, pentru că v-am văzut câteva emisiuni și am văzut că de obicei aveți invitații profesori universitari, mă rog, personalități, cineva care are ceva de spus și mă face nespus de fericită să mă număr printre acele personalități. E bine, dacă ești bucuroasă, cu atât mai bine. Însă trebuie să-ți fie foarte clar, dacă ai fost invitată, înseamnă că meriți, așa că nu trebuie să ai niciun fel de complex și, în general, în viață, eu recomand de obicei tinerilor să aibă grijă să se debaraseze de orice complex de inferioritate, de care, în general, din păcate, nu ducem lipsă și mai ales mulți dintre tinerii noștri români. Cred că la mine nu este neapărat un complex de inferioritate cât teama de necunoscut, care până la urmă e normală pentru cineva de vârsta mea, mai ales că nu am ieșit din universul meu, știți, anonimatul probabil nu ajută, dar oricum am încredere că o să mă obișnuiesc și o să mă schimb, pentru că e o experiență în primul rând. Gabriela, ce frumos spui! Foarte, foarte bine ai intervenit, da? Însă mă gândeam, apropo de, ai făcut, mă rog, referire la ieșirile tale din universul tău, stai acolo ascunsă și precum floarea de colț, știi, care este găsită cu greutate pe cele mai înalte culmi coaste, dacă o mai găsim, așa și tu stai ascunsă cu rezultatele tale și cu frumusețea ta, una peste alta, iară descoper, nu te-am cunoscut până acum, te văd pentru prima dată față în față, iată o tânără, după ce că are rezultate deosebite, că de-aia trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că te-am invitat, mai e și frumoasă tânăra asta. Adică vă mulțumesc! Tu. Trebuie să știi acest lucru, ții minte ce spun, ești foarte frumoasă. Stimați telespectatorii, Gabriela Irina Bădiloiu, din localitatea Beleți Negrești. Este elevă, așadar, spuneam, la liceul Ion Mihalache din Topoloveni și de curând a primit rezultatul de la Olimpiada de Limba și Literatura Română. Care este rezultatul? Am fost fericită și surprinsă odată să aflu că am luat prima pe județ și voi participa la etapa națională care va avea loc la Timișoara. Ce pot să spun? Cea mai importantă veste de până acum. Ce notă ai avut sau ce punctaj? Totalul a fost de 120 de puncte fără punctajul din oficiu și am obținut 105 puncte. 105 puncte. Este un lucru deosebit. Mai ales că în general locurile fruntașe sunt ocupate la olimpiade și așa la concursuri mari în general de elevii de la liceele din colegiile din Pitești, nu? Poate Curtea de Argeș, Câmpul Lung, mai puțin în ultimii ani. Și Topoloveniu a mai avut rezultate, dar oricum, este o performanță și o apreciem ca atare, nu numai a ta personală, ci și a liceului, ca să nu mai vorbim de localitatea de unde vii, din Beleți Negrești, pentru că tu locuiești acolo în continuare, după câte știu. Da, într-adevăr. Locuiești cu părinții? Da, și cu cei doi frați mai mici. Și faci naveta la Topoloveni? Da. Sunt 17 km, după câte știu, din Beleți Negrești,
din Negrești, de unde ești tu, nu? Da. Până în Topoloveni. Totuși o distanță. Și faci naveta zi de zi. Da. Deși cu timpul am învățat să nu mă mai gândesc pur și simplu la distanță, mai ales că am colegii cu care mă întrețin dimineața și când ne întoarcem schimbăm impresii. E bineînțeles, întotdeauna bine să ai companie. Dacă aș fi fost singură, probabil că mi s-ar fi părut mai lungă distanța. Dar, în general, mă gândesc doar la sarcinile școlare și la faptul că e o nouă zi și nu trebuie să ne gândim pur și simplu la faptul că pierdem timp pe drum. Fiecare clipă petrecută cu mine însă îmi dă ocazia de a merita. Poate mai în gând vreun refren, ceva. Oricum, e oarecum distractiv, nu aș putea spune, dar mă detașează să călătoresc până la școală. Da. Ce înseamnă socializarea? Vezi ce deja devine relativ timpul, îl comprimi. Exact. Ce frumos petreci mai repede. Acest timp pe care tu totuși îl consumi zi de zi și ai putea timpul acesta să-l folosești pentru a asimila, da, învățătură în plus. Însă totuși, de altfel, tu de fapt din socializarea asta tu culești ceva și în timpul ăla nu-l lasă curg așa la întâmplare și spui că ce spuneai, meditai la refren? Cânti? Tu mai și cânti? Da, și trebuie să mărturisesc că în momentul în care sunt singură mi se pare cel mai bine, cel mai potrivit să cânt, orice îmi vine minte, nu știu. Mă face să mă eliberez oarecum de stresul de peste zi, sau nu neapărat stres, pur și simplu de sarcinile de zi cu zi. Și... Ce cânti? Ce fel de muzică preferi? Muzică ușoară, muzică populară? Nu pot să spun că am preferințe, apreciez foarte mult muzica populară, dar pur și simplu eu o anumită melodie care mă face să vibrez și îmi place. Nu găsesc o explicație, doar o simt. Și dacă, de exemplu, poate nu chiar acum în clipa asta, mai târziu, în timpul emisiunii, te-aș ruga, aș propune să fredonezi ceva, ai fi de acord? Da, să mai revin puțin și să mă simt eu în stare, pentru că emoțiile de obicei îmi usucă puțin gâtul și în momentul în care cânt e mai dificil. Da, te-am și servit cu un pahar cu apă. Mulțumesc. Și te invit să ți umezești gâtul pentru a scăpa cât mai repede de aceste emoții. Da, Gabriela Bădiluiu, limba și literatura română este... E pasiunea ta, e prima ta pasiune sau excelezi la fel și în celelalte discipline din programa școlară? Pot spune că da, am avut un atașament pentru română încă de când eram mică, pentru că nu e vorba neapărat de a asimila niște cunoștințe și de a interpreta, de pur și simplu a specula pe baza unui text. Sau, deși sunt și alte materii care mă atrag, într-adevăr. Doar că până acum nu mi-am spus niciodată că aș putea să fac performanță în domeniu. M-am limitat la rezultatele școlare, care să fie bune, acceptabile, și la a asimila cunoștințe. Pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, de obicei, locurile mari, importante, erau luate de alte licee și, de ce să spun, nu mi-am făcut mari speranțe. Chiar am fost un pic șocată când am aflat, dar mi-a dat și încredere. Eu știu că una dintre probele de bază la Olimpiade este de, deci o probă de compunere, nu? De da. O scritură, nu? Exact. Ce temă ai avut acum, de exemplu? Am avut două texte la prima vedere, dintre care unul al lui Ion Vinea, Velut Somnia, Obsele Fine, și altul al lui Nichita Sănescu, Daimonul meu către mine. La prima parte, pentru că au fost două părți, am avut un eseu structurat care trebuia să se bazeze pe viziunile poetice din cele două texte, trebuia să facem o analiză comparativă, și la partea a doua de sinteză am avut un text care să cuprindă principii moderniste și neomoderniste și modul în care s-au manifestat în creația poetică, în limbajul poetic, mai exact. Una dintre inteligențele umane este aceea a comunicării. Cu cât un individ, un om, are un vocabular mai mare, cu cât stăpânește, cunoaște mai multe cuvinte, cu atât el are șanse mult mai mari să performeze în viață.
bănuiesc că știi acest lucru, da. Dacă nu vei simți pe pielea ta și să nu te mire că tu vei fi deasupra multora din generația ta și vei ocupa poziții sociale mai bune și, de ce nu, vei câștiga mai bine decât mulți din generația ta. Așa trebuie, normal. Am încredere că va fi așa, deși am înțeles că ar fi și situații în care oamenii care au cu adevărat ceva de spus rămân oarecum în umbră. Pentru că se mai întâmplă să fie și, nu toate aspectele, dar anumite domenii societății în care se privește cu superficialitate munca școlară, pur și simplu acțiunea de a învăța, sunt, mai ales în rândul tinerilor, importante cu totul alte lucruri. Poate că și de aceea am fost considerată nesociabilă sau oarecum arogantă uneori, deși de fapt eu sunt doar timidă. Lipsită de curaj. Da. Dar emoțiile, dacă vrei și trebuie, ți le controlezi. Într-adevăr, asta e clar. Am reușit să-mi le controlez. Și e mare lucru. Pentru că, apropo de cei care spui tu, mă rog, pot avea cunoștințe deosebite și rămân din nefericire în umbră, nu reușesc să performeze, ei educ lipsă de această putere de a-și controla emoțiile. Se numește, știi, inteligența emoțională, de fapt. Și atunci, într-adevăr, au o problemă. Stau retrași, ei sunt lipsiți nu numai de curaj și de puterea de a comunica din acest neajuns de a-și controla emoțiile. Așa că e foarte bine că ai curaj și e foarte interesant de știu să ne descrii ce frumos tu faci naveta dintr-o localitate, o localitate nu îndepărtată, dar o localitate, mă rog, nu la capăt de țară. Este pe harta României, dar totuși Beleț Negrești este o localitate micuță, sub o pădure, frumoasă, cu siguranță, și unde nu ajunge trenul, unde întoarce mașina, nu? Da. Deci puțin retrasă, dar tu ai și o șansă acolo de a trăi într-un mediu aparte. Poate că pădurea, poate că, nu știu, ce apă trece pe la voi? Cârcinou? Da. Da? Poate că astea te-au ajutat să vezi, să gândești altfel, nu știu. Poate, mai ales că în copilărie acum nu prea am mai avut timp, obișnuiam să schițez câte ceva, să surprind un aspect de natură. Îmi plăcea foarte mult să privesc pur și simplu pădurea, mai ales că și în jurul casei mele am privilegiul de a vedea, mai ales vara, e foarte frumos. Și am considerat că, chiar dacă este o localitate retrasă, mi oferă liniște, un refugiu. Poate că uneori în viață o să fie un moment în care o să tângez după liniștea asta. Și știu și eu, când se lasă seară, în loc să-ți bată bașii de la cluburi în urechi, în piept, probabil că tu n-ai încotro și trebuie să asculți un cântat de cocoș, un behăit de oaie, da, un muget de vacă. Cam așa. Seara, de obicei, privim animalele care vin de la pășune, deși, în general, nu prea ies din casă. Când eram mai mică, ieșeam, mă jucam cu frații, dar cu timpul, nu știu, am început să mă simt mai bine singură. Nu neapărat că sunt o fire retrasă, dar pur și simplu. N-am mai ieșit atât de mult să-mi cunosc chiar propriul sat. Trebuie să mărturisesc că nu mai fac plimbări, de exemplu, atât de des pe deal, pur și simplu, să văd o floare sau ceva. Bun, eu îți înțeleg trăirile astea, dar în același timp nu te încurajez să rămâi așa, singură, ci să cauți să socializezi cât mai mult totuși, dar sigur numai în locuri pozitive, acolo unde tu cuplezi, unde te simți bine și unde vezi că primești mesajul potrivit de care ai nevoie și îți face bine. Așa că singurătatea asta, mă rog, are farme cu ei, dar nici să nu exagerezi. Ăsta e sfat. Da, eu. Sfatul ți-l dau ție, bineînțeles, pentru a-l auzi și a-l prinde și cei care ne urmăresc. Pentru că sunt colegi de-ai tăi care fie azi, marți, când filmăm în direct, fie miercuri, mâine, deci astăzi față de marți, este la ora 12 reluare, fie duminică, ora 16, fie pe YouTube, vei fi urmărită cu ce ai spus și cum te-ai comportat la vama vremii.
Cum îți sună la vama vremii? Un pic pe gustul meu, pentru că este poetic. Mă gândesc la vremea care pur și simplu trece peste noi, dar și la momentele în care putem să speculăm asupra unor aspecte. Putem să privim în urmă și să spunem că am realizat ceva. Adică, oricum, eu am mai mult de privit înainte, sunt conștientă. Bravo, dar tocmai vreau să intervin, să atrag nu atenția. Nu sunt sumbră. Nu, dar atenție, sumbră. Mare lucru, ai spus corect, tu ai ce vedea și în urmă. La vârsta ta, tu deja poți vedea, poți privi în urmă și ai ce vedea. E mare lucru. Asta nu se întâmplă oricui de vârsta ta. Și vremea aia trece, dar mai și vine, și vine din belșug peste tine. O să tot curgă vreme. Știu. Ce planuri ai? Ce ți-ai propus? Ce-ți dorești tu în viață? M-am gândit să studiez limbile străine, pentru că, în primul rând, este un domeniu apropiat de ceea ce am făcut până acum, fiind viitoarea absolventă de filologie, și aveam speranțe pentru viitor, că aș putea să fac conservatorul. Nu am avut șansa asta până acum. E o dorință ascunsă. La facultate, e clar, voi am înțeles deja că vrei să urmezi aici, în Pitești. Da. Asta e o veste bună pentru Universitatea din Pitești. O să-i anunțăm că au șansa să aibă o studentă de valoare, clar. Asta înseamnă că vei rămâne în continuare în sat, la Belezne Crești, și vei face naveta. Parcă te văd că faci naveta. Nu cred că va fi posibil, pentru că am înțeles că sunt orele dispersate. Dar satul îți rămâne în inimă, satul este cel unde te-ai născut, unde ai învățat, unde ai făcut clasele întâia până a patra, până între a opta. Da? Da. Se poate face performanță venind dintr-o școală de la Beleți Negrești. Știi pe cine am eu la telefon acum? Bună ziua! Bună ziua! La telefon este domnul primar Dorin Cătănea din Beleți Negrești. Nu trebuie să te uiți că nu-l vezi, dar îl auziu. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, domnul Badiu! Domnul primar, dar uite, clar s-a demonstrat că într-un sat românesc, ce frumos aici la noi în Argeș, pe Cârcinov, avem școală de unde pot pleca elevi care, iată, performează repede și uite, Gabriela Bădiluiu, clasa 12-a, prima pe județ la limba și literatura română, Olimpiada de limba și literatura română județeană. Deci calificată la națională. Da, domnul Badiu, punctaj final 105 puncte, este calificată la etapa națională, dar nu știu ce vă surprinde. Fără a fi subiectiv, aș vrea să vă amintesc că și fata dumneavoastră este printre cei care a intrat la facultate și copilăria și-a petrecută la bunica la Beleți Negrești. Ah, da! Beleți Negrești este un sat. Nu este o noutate, Ionela, ea știe Marina, da? Gabriela. Întrebați-o dumneavoastră cine a fost profesor de limba română la ciclu gimnazial la Beleți Negrești. O să ne spună, cu siguranță, cu rând, dacă tot spune, este vorba. Fata domnului, nora domnului secretar Olteanu George, care se numește Olteanu Ionela Dana, și care de la, când a venit la catedra, titulară catedra de limba română, s-au simțit rezultatele, dar este cu atât mai îmbucurător faptul că și de la Beleți Negrești s-au ridicat oameni, de satisfacția mea este cel puțin dublă, pentru că, vedeți dumneavoastră, și la liceul teoretic Ion Mihalache din Topoloveni, unde s-au educat zeci de generații de tineri, se pot scoate oameni. Da, aveți că veni vorba medici deja cu reputație, absolvenții. Da, este un nepoțel de-al meu care a intrat primul la medicină militară, a terminat primul medicină militară. În luna iunie anul trecut s-a întors după 2 ani de specializare la Strasburg, este specialist în un diagnostic foarte puțin practicat la noi în România, deci cine vrea să învețe carte și poate exemplul Gabrielei poate fi urmat și de alți oameni din comuna Beleți Negrești. Se poate face carte dacă este dorința copilului de a studia. Oricum, felicitări pentru învățământul din Beleți Negrești. Vă felicit ca primar că aveți, iată, Gabriela locuiește, are buletin, tu ai buletin de Beleți Negrești, clar, evident, nu? Da. Dar Gabriela poate să vă confirme, domnul director, că eu am luat-o de cel puțin 10 ori la ocazie,
Și am dus la liceu la Topolul Vânt, pentru că tatele ei lucrează în aparatul de lucru al meu. Îi cunosc pe toți trei frații, toți sunt eminente și nu este o noutate pentru mine. Ea era, așteptam de la ea așa ceva și mă bucur enorm de mult pentru realizările ei, pentru că părinții sunt niște oameni de condiție modestă materială, dar toată speranța și-au pus-o în realizarea acestor copii. Și să știți că n-au făcut-o forțându-i. Nu i-am văzut niciodată la discoteci. Au un program liber ales de către ei, nu impus de către părinți. Rar îi vezi în locuri publice unde să... sunt dedicați calculatorului, participă și la muncile agricole, se duc și la strâns de fân. Deci, fără să existe vreo constrângere din vreo parte. Este ideea care și pe mine, de fapt, m-a călăuzit, pentru că și eu sunt produs al Școlii Generale Beles de Grești. Am ajuns, dar am terminat inclusiv un masterat. Am fost director la Mioven și totdeauna orice discuție cu Mioven, pentru mine există un punct sensibil, 6 ani, și sunt afinități și legate de implicarea și interesul fiecăruia. Da, domnul primar, eu vă mulțumesc mult că ne-ați oferit această cinste de a sta cu dumneavoastră de vorbă în direct aici cu Gabriela Bădiloiu de față. Gabriela, dacă ai, profită de ocazie pentru domnul primar, vă întrebare. Înainte, vă rog frumos să mă scuzați, înainte de a-mi adresa Gabriela o problemă, aș vrea în numele comunității locale să-i propun două variante. Este plăcerea mea deosebită și am două variante. Sunt convins că va opta pentru cea de-a doua, pentru că îi cunosc comportamentul. Din cont propriu mă oblig să-i asigur fie 10 zile la mare după sesiunea de admitere la facultate, că sunt convins că dacă își urmează succesul va intra sigur fără examen. Una din variante, iar a doua este, îi donez un laptop și eu cred că tentația ei va fi către laptop, că este dedicată studiului și mai puțin tentației de mare și de... Domnul primar, vă spun sincer că am început să am eu emoții deja. Mă simt foarte emoționat, da. Deci, pentru Gabriela, oferta mea este să-și aleagă de acum, să o fac public și mă cunoaște că sunt om serios, că nu mă alegeau oamenii 3 mandate, să aleagă ori 10 zile la mare, ori un laptop. Trebuie să dau răspunsul chiar acum. Da, să dai răspunsul, probabil când ajungi la... Poate să-l spună ajungi... și când se întoarce la... Bine, vă mulțumim mult de tot, doresc domnul primar. Doresc toată stima, domnul director, și v-aș ruga dacă se poate, este un mare regret al comunității locale. Noi avem și noi televiziune prin cablu, operatorul, avem probleme deosebite, nu ne putem acorda și noi la postul ăsta, un post local. Am cerut și oficial, am cerut și... Vă puteți, e foarte simplu. Astăzi m-am deplasat de 2 ori la operator. Nu, ne tratează, pur și simplu, cu indiferență. Îl schimbați și gata, spune dacă nu... Asta e ultima soluție, domnul director. Pentru că tot județul urmărește, nu întâmplător, da. Absolut TV, știți că are un slogan, televiziunea... Știm, domnul director, ne interesează și pe noi că ar fi singurul post local la care am avea acces aici. Numai că noi, vedeți, la ora asta... În Parlament sunt dezbateri grele, dar nu serioase. Pe la penitenciare să pregătesc și să deschid porțile că unii sunt arestați. Toate televiziunile sunt ocupate cu altfel de lucruri. Da. Veșnicia s-a născut-o la țară, domnul director. Noi ne vedem de treabă în continuare și... Cu respectul, așa este. Aici, la Vama Vremii, stăm de vorbă cu oameni valoroși. În calitate de tată și de fată și de băiat, o felicit pe Gabriela și pur și simplu ea știe că este în grațiile mele și numai cuvinte de laudă, atât la adresa ei cât și a părinților și celorlalți frați. Domnul primar, vă mulțumim mult de tot. O zi bună vă dorim. Trebuie să ne oprim aici, că intrăm pe publicitate. Da. Când urmărește HBO Go, nu evadezi din viața de zi cu zi. Nu ești mai puțin singur. O seară obișnuită pe canapea nu devine mai palpitantă. Și totuși s-ar putea să simți toate acestea. Lasă-te purtat în lumea HBO Go.
deșeurile de ambalaje reprezintă materia primă pentru produse noi. Implică-te și tu! Selectează deșeurile! Campanie realizată de Adi Serfsal Argeș și Sota Group 21. Societatea Comercială Romine Comerț Import-Export SRL prin depozitul Angro și în detai situat lângă stația de maxi-taxi vă oferă la cele mai mici prețuri o gamă variată de produse alimentare, băuturi, cafea, dulciuri, apa doamnei, precum și un sortiment bogat de legume și fructe proaspete, majoritatea provenite de pe piața românească. Societatea dispune de un depozit exclusiv pentru nunți, botezuri și mese festive. Produsele sunt la cele mai mici prețuri, iar pentru comenzi mai mari, plata se poate efectua și la termen sau după eveniment. Vizitați-ne și vă veți convinge! Centrul Cultural Mioveni pune la dispoziția doritorilor o performantă tipografie digitală de ultimă generație. Fluturași, pliante, afișe, broșuri, mape personalizate, cărți, felicitări, calendare personalizate, toate acestea pot fi realizate cu ajutorul tipografiei digitale de la Centrul Cultural Mioveni. Oferim de asemenea servicii de legătorie. Editura Mioveni vă stă de acum la dispoziție cu serviciile sale, atribuire ISBN, promovarea cărții, sprijin pentru autori, lansări de carte și evenimente culturale. Oferim o gamă largă de servicii, începând de la concepția și realizarea grafică până la tipărirea și finisarea aferentă. Detalii pe www.centrulculturalmioveni.ro. Salut din nou în partea a doua a acestei ediții la Vama Vremii, aici în studioul de la Absolut TV, cu o tânără minunată, Gabriela Irina Bădiloiu. Gabriela Irina Bădiloiu. Băgați la cap numele ăsta că să mai auziți de Bădiloiu din Beleț-Negrești, elevă clasa 12-a la liceul Ion Mihalache, care performează în multe domenii, dar de ultimă oră a obținut prima poziție la Olimpiada de Limba și Literatura Română la faza județeană. Ce ar fi să devii olimpică națională, Gabriela? Îmi doresc din suflet, dar e nevoie și de un dram de noroc pe lângă muncă. Așa este. Mai ales la Limba și Literatura Română, examinarea poate fi ușor subiectivă, da, pici pe acolo, așa că e nevoie și un pic de șansă. Da, într-adevăr, și de inspirație pe moment. Vorbeam la sfârșitul primei părți cu primarul comunei tale, natale, de unde locuiești, domnul economist Dorin Cătăna. Ai văzut ce bucuros, ce mândru era de tine. Am mintit și de alții elevi care au făcut școala primară în Beleț-Negrești și care au performat ulterior. Rămăseserăm la a numi profesori la care ții, de care te-ai legat și care te-au ajutat. E dificil să fac o ierarhie și nu-mi propun asta, dar sunt mai bine multe nume care o să fie alături de mine spiritual, chiar dacă nu o să mai văd. În primul rând, ca elev de clasele 1-4, am fost îndrumată de domnul învățător Olteanu Adrian, primul meu mentor. Ai avut un învățător? Da. Nu învățătoare. Și cum e cu învățător? Foarte bine, a fost plăcut, pentru că stilul domnului Olteanu a fost nu rigid, a știut să își apropie elevii și, sincer, nu am simțit anii aceia cum au trecut. A fost, nu știu, oarecum, acum e pierdut în memorie, dar îmi mai amintesc câteva aspecte și, în continuare, la general am avut mai mulți profesori de care tot la fel m-am atașat și care m-au sprijinit și din punct de vedere muzical, pentru că am mai fost la concursuri regionale. Dirigintă și profesoară de română mi-a fost doamna Ionela Daniela Olteanu. Până pe clasa a șaptea, când mi-a plecat și am schimbat și profesorul de română și am pierdut
un al doilea mentor, ca să spun așa. Și, mă rog, mai sunt nume. Și doamna profesoară de matematică de la Negrești, doamna Burciu Gabriela, care ulterior a ieșit la pensie, m-a sprijinit întotdeauna. Și la liceu, deși era un pic greu când a fost necunoscut la început, am reușit să, nu știu, să creez o legătură cu profesorii și, în acest sens, cred că merită și trebuie să o amintesc pe doamna dirigintă și profesoară de română, doamna Vlaicu Anca, care întotdeauna este atât de dedicată în ceea ce face și oricum face orice sacrificiu pentru ce este bine. Știți, nu se limitează la a preda, la a transmite niște cunoștințe. Transmite o experiență de viață și un om cu o forță interioară. Da, doamna profesoară Vlaicu, cu siguranță are meritul de a fi performat și tu și mai ai o colegă, dacă nu mă înșel, pe clasa 10-a, care la fel anul acesta e pe prima poziție la Olimpiada Județeană de Limba și Literatura Română. Ca să nu mai vorbim că mai știu chiar fata doamnei profesoare, da, Vlaicu, elevă în Pitești, nu știu, Brătianu sau Zinca, probabil. Sunt sigură. Tot așa e calificată pe prima poziție la faza națională de limba și literatura română. Așadar, nu putem vorbi de o întâmplare. Profesoara Vlaicu este cu adevărat performantă. Da. Într-adevăr, așa este. Bun. Gabriela, să-mi spui că n-am uitat că s-ar putea să ne surprinzi cu un refren, cu un cântecel. N-am uitat, deci, că îți place și să-mi spui când ești pregătită. Dacă tot să demonstrăm celor care ne urmăresc, că puținii care au șansa să ne urmărească, că viața nu înseamnă numai ce văd ei la televizor de dimineață până seara, mai ales pe posturile naționale, și că, de fapt, viața înseamnă viața curată, adevărată, înseamnă altceva, înseamnă voi tinerii care performați, care veniți din urmă și care dați o șansă acestei țări și de care noi ne bucurăm tare mult, cei care realizăm că voi existați și chiar aveți acest potențial. Da, te mai laud un pic. Ce spuneai? Mă pregătesc spiritual. Spiritual? Vezi, da. Deci e ceva cu suflet în plus, adică... Întotdeauna. Tot ce faci, da. Da. Să spui când ești gata, pur și simplu. Intri și gata, să vedem ce, da, poți să ne spui. Am o melodie care îmi place de când eram mică, a Mihai Lerunceanu, Fericirea Chipul Tău. Deși nu sunt în formă azi, o să încerc puțin. Fără să o tonalitate, fără să iei un re major, un la, fără prea, să iei un instrument. Nu prea am avut șansa să am cunoștințe teoretice de muzică, doar... Dar tu n-ai auzit de playback, n-ai auzit de vedetele astea mari de la televiziunile naționale, se poate. Tu cânti așa? Ia să te vedem. Cum poți tu să faci treaba? Încerc. Fericirea are chipul tău, lumina de dragoste mereu, ochii mi-au dăruit cerul lor infinit pentru inima mea. Fericirea are chipul tău și în privirea ta voi sta mereu fericită să fiu, că iubirea o știu, împlinind viața mea. Nu mai amintesc exact cum continuă. Lasă-mă, dar... să revin, că m-ai făcut fleașcă tot. Da, Gabriela Irina Bădiloiu, o tânără de 18 ani trecut de curând, clasa 12-a, din liceul Ion Mihalache Topoloveni, ia de fel din Belez Negrești. Vedeți? Și nu apare nici la antena, ce antena aia, mă, sau nu știu, există postul de televiziune unde apar vedetele astea mari, știi? Și care, mă rog, au și în plus harnașament pe ele, iartă-mă, sunt puțin rău, e un contrast care nu trebuie să te deranjeze, dar mă folosesc de ocazie pentru a explica cum e viața asta, știi?
acele fete nefericite pe care, din păcate, colegele de-ale tale, probabil, din generația ta, le iau de drept model, de silicoane diverse, de Temir Cepocitani pe ele și care n-au voce, n-au nimic, nu sunt stare, doar ies la televizor, pe bani. Tu n-ai dat niciun ban. Eu aș fi în stare să-ți dau eu ție bani să vii la televizor de acum încolo, la mai multe emisiuni. Și iată, poți cânta, în direct ai demonstrat-o. Cunoști limba și literatura română, performezi ca medie. Nu mai știu ce să mai spun. Mai zici tu ceva? Ajută-mă că nu știu să vorbesc despre mine, e cel mai greu. E greu, e greu. Da. Nu știu ce e greu să te laude cineva în față, nici eu nu suport. Mi-e greu să mă laud de cineva, așa este, te înțeleg perfect. Dar nu că te laud pe tine, ci vreau să atrag atenția celor care privesc. Vreau să te folosesc de model, de exemplu. Despre asta era vorba, de fapt. Da. Bun. Spuneai că vrei să, la viitor, te gândești pe limbi, pe limbi străine, totuși. Spre ce limbi înclini? Limbile romanice? Limbile romanice, dar... ca limbă 3, pentru că dacă aș urma secția franceză-engleză, aș avea de ales într-o limbă 3. Nu m-am hotărât încă. Vreau să cântăresc opțiunile, mă informez, să văd care este căutată. O să mă hotărăsc eu până la final. Așa am fost mereu. Prefer să gândesc foarte bine înainte ceea ce am de făcut, decât să iau o hotărâre pripită. Acum, nu știu, care o fi și destinul? Cred că e legat și asta. Spune-mi, tu urmărești viața politică, te mai uiți la televizor, la știri, vezi ce se întâmplă? Știi cine e prim-ministru? Știu că este Victor Ponta. Președinte, știi ce, cine e? Da. Da. Istoria, cum, ce știi despre istoria României? Cât de mult ai cercetat? Mă descurc. În zona asta. Limita a ceea ce este necesar pentru și pentru bacalaureat și pentru experiența mea ca om, pentru că până la urmă nu mă pot numi cetățean al României fără să mă revendic de la acest statut. Trebuie să cunosc oarecum în mare anumite aspecte, chiar dacă recunosc că mă interesează politica, nu privesc la televizor viața politică, dar nu știu, cu istoria cred că știu generalități. Gabriela Ihnea Bădilăiu, ce vorbă mare îmi spui tu mie. Nu te poți revendica drept cetățean al României fără să știi din istoria ei. Ce frumoase lucruri. Minunat. Dar cei mai mulți, din păcate, ei abar n-au că sunt cetățeni ai României, abar n-au nici de ce. Ce ne facem? Da, multă superficialitate. Asta e treaba. Să știi că, uite, apropo de istorie, tu ești terminul liceu cu un nume mare. S-a întâmplat să stau de vorbă cu niște tineri deosebiți care au bâșbuit un pic. Le-a trebuit ceva timp până să se adune, până când să-și dea seama cine este Brătianu, Ice Brătianu, mă rog, era vorba de numele liceului pe care ei îl terminaseră. Da. Tu bănuiesc că știi cine este Mihalache. A fost fondatorul Partidului Țărănesc și primul învățător ajuns parlamentar. Mi s-a părut ceva interesant, pentru că nu știu, în ziua de astăzi cel puțin cadrele didactice nu mai sunt privite, chiar dacă poate merită să o facă, nu mai sunt privite cu același interes. Iată că și a fi învățător era ceva important în vremea respectivă, mai ales că învățământul primar cred că era singurul care asupra căruia se insista. Pentru că poporul român nu cred că își continua, vorbesc de masă, studiile în serenitate, cum făceau marile personalități. Dar știu că după primul război mondial, după 1918, a avut loc, mă rog, o creștere a numărului de partide politice și Ion Mihalache a fost printre cei care au fondat un partid destul de important în acea vreme. Acum, nu știu, nu pot să spun că știu istorie să-mi iasă pe urechi sau așa ceva, dar cunosc câteva aspecte esențiale. Adică am auzit de Mihalache, am auzit de Brătianu. Da, și văd că îți place să vorbești. Nu poți să vorbești cu așa
ușurință despre ceva fără să-ți placă. Da. Da, este. Mă gândeam, știi că majoritatea tinerilor beneficiază cei cu performanțe deosebite de familii unde au în case, știu eu, părinții cu experiență care le pot îndruma nu că pașii, pot primi multe învățături, pot veni în completare cu învățături strict de specialitate, da, unde există în case, mă rog, moștenite biblioteci vaste. Asta contează. Da, de-aia și foarte greu performează, e mult mai greu să performeze un tânăr dintr-o familie unde nu are din toate astea, sau dacă are foarte puțin. La tine cum stau lucrurile? Câte biblioteci ai moștenit? Aș fi vrut să moștenesc biblioteci, dar nu s-a întâmplat așa. Oricum, la bibliotecă obișnuiesc să merg destul de des, chiar dacă e vorba numai de împrumut. Nu am dus lipsă de acces la informații. A fost puțin mai greu, într-adevăr, pentru că, mă rog, și cu internetul nu mulți elevi din generația mea se folosesc internet, am observat, și ca sursă de informație. Este bine, într-adevăr, dar nu are, nu știu, plăcerea aceea pe care o transmite o carte ținută în mână. Pur și simplu, pe de o parte, e mai puțin obositor, așa văd eu. O carte te lasă, nu știu, să stai relaxat pe pat, să o răsfoiești, să selecțiezi anumite aspecte. În schimb, pe internet nu ai o cenzură a informației și nu poți distinge ce e corect de ceea ce e mai puțin corect. Pentru că, până la urmă, o carte, în momentul în care trece prin editură, este analizată, verificată, are mai multă credibilitate, așa văd eu lucrurile. Da. Mă uimești tot timpul, nu sunt pregătit, uite, să primesc mesaje de genul ăsta. Cu toate că sunt conștient, știu că există tineri ca tine, mă rog, dacă sunt atât de greu de găsit, uite, nu sunt pregătit. Stau și mă văd în starea de uimire. Da, așa este. Tu trăiești, te-ai dezvoltat în era digitală și totuși remarci foarte corect că internetul trebuie instrumentat cu măsură, cu chipzuință și ai explicat tu deja foarte bine totul, ce să mai... Așa este, așa stau lucrurile. Da? Tu care cânti, vezi ce mare lucru, știi ce înseamnă un sentiment, știi să transmiți o trăire, știi să o primești. Am observat, să știi, la tinerii din generația ta, foarte mulți care nu mai roșesc. Adică, dacă îl cert, dacă încerc să-i induc o stare de jenă, degeaba, pentru că el nu simte nimic. Ăștia sunt, în general, cei care se contopesc cu digitalul, pe de-o parte, și nu mai au acces la trăirii, din păcate, sunt robotizați un pic. Da, așa este. Petrec ore... Am văzut, de ce să nu spun, chiar am văzut cazuri. Petrec ore întregi butonând, nu știu, pe telefon sau pe orice alt mijloc de comunicație și, la un moment dat, uită, nu neapărat normele gramaticale ale limbii române, dar uită să vorbească față în față. Experiența de a vorbi cu altcineva. Chiar dacă de obicei mi se greu până cunosc o anumită persoană să vorbesc, dar apoi, după ce mă simt în largul meu, îmi place. Mi se pare cel mai comod mijloc de a exterioriza ceea ce simți, decât să trimit, nu știu, un mesaj rece care nu spune nimic despre mine, nu spune, pot să minți mai ușor în mesaje. Așa, nu știu, așa simt. De obicei, nu știu, poate că cei care gândesc ca mine sunt într-o minoritate și uneori prinde și rău să fiu așa, presupun, dacă vreau să mă adaptez sau nu știu, probabil depinde și de cercul de prieteni pe care vrei să ți-l faci la un moment dat. Da, îți doresc să ai șansa să găsești mediul în care să te simți cât mai bine mereu, nu-ți va fi ușor, te previn, însă la urma urmei trăim niște vremuri în care nu mai pomenim neapărat de societate, conceptul de societate aproape că dispare
și vorbim despre conceptul de individ, deci ne dezvoltăm ca indivizi. Nu știu dacă e bine, dacă e rău, dar cam asta se întâmplă. Suntem obligați, forțați să trăim ca indivizi singuri. N-ai observat? Da, așa este. Și trebuie să aplicăm ca atare. Asta e situația. E, până la urmă, o regulă de prin care trebuie să trecem cu bine, să supraviețuim, nu? Așa e. Da, mai Gabriela, ne apropiem de finalul emisiunii și mi-am adus aminte atunci când vorbeam de biblioteci, de moșteniri culturale în familii. Haideți să spun că am cunoștință de o chestiune care m-a încântat foarte mult. Se vorbește, și nu că se vorbește de, ca legendă, chiar există, chiar se întâmplă. În gospodăria ta, tatăl tău e celebru că obține cel mai bun lapte, cel mai bun brânză și... E, e